Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barbă Neagră. Hai că aproape am terminat și noi field-ul ăsta. Terenul 20, mai avem 19 și 18. Avem două combine care lucrează pe Auto Combine, modul ăla pe care îl aveți și în descriere, care e extrem, extrem de folositor și îmi place mie atât de mult. Și am pus noul camion la încercare și da, într-adevăr funcționează la fel de bine. Da, am ușa deschisă din nou din cauza căldurii. Combinele văd că mai au puțin acum, s-ar putea să fie un pic cam greu. Alinile tot le oferă aici mentenanță și se îngrijește de ele ca totul să funcționeze absolut perfect. E bineînțeles problemă la New Holland ăsta galben. Zic și culoarea, bineînțeles că poate sunt unii dintre voi care nu știți Case sau New Holland, așa că după culoare îi luați mai ușor. Fiindcă are header-ul ăla de mare, are header de Case care e un pic mai mare. Țeava când iese afară e mai scurtă decât header-ul, iar eu nu pot să vin pe lângă să încarc, ci trebuie să bag așa la unul unghi și e destul de complicat. Acum, vom merge să scăpăm, am un lag spike aici, 19 frame-uri după care dăm 30 ceva, nu știu, pe aici, pe undeva. E ceva ciudat, mai ales aici în bază, colea în spate, e un pic cam very freaky. În fine, nu contează, oricum scăpăm repede de asta. Care-i treaba? O să las cele două remorși pe care eu le-am atașat acum la camion. Le voi lăsa lui Alin. Alin le manevrează mult mai ușor, iar eu o să mă bag cu camionul la New Holland, fiindcă funcționează mai bine. O să-i dăm aici un unload la toate, inclusiv la camion, bineînțeles. După care mergem la terenul. Ia, merge și la asta? Da, ia pe ce parte? A, pe lateral! Mamă, ce-o aruncă, frățioare, acolo, dar intră toată unde trebuie? Wow! Deci particulele astea sunt demențial de miște, uite și tu. Uite și cum aruncă! Wow! Mișto, îmi plac astea, îmi plac. Mai avem puțin în cea din spate, nu știu câte avem aici, vreo 4 parcă? Cred că 4 tone am avut, cred că nici 4 tone, nici m-am uitat. Așa, o să merg să-i dau lui Alin remorcile astea, bineînțeles o să trebuie, puteam să iau pe partea aia. Da, e, acum asta e, dacă m-am încadrat pe aici, se la vi. Tractorul ăsta stă cam în drum aici. Păi îmi place, mă, tractorul ăla îmi place mult, dar consumă mult. Consumă al dracului de mult. Unde ești, Aline? Hai că Alin vine aici. O să-i dau remorcile. Da, așa, hai să... V-am arătat craxonul ăsta, ia. Zici că e tren, așa face, oh my fucking god. O să-i dăm o decuplare, după care ne continuăm drumul. Alin va vedea remorcile aici, așa că va ști să le... să le ia. Bun, hai să mutăm și noi camionul așa sus, după care o să venim și o să sărim într-una din cele două combine și să le punem să funcționeze pe acest teren. Văd că camionul ăsta... Băi, camionul ăsta e destul de puternic, mă, să știți, urcă extrem, extrem de bine. La asta nu mai uitați cât cai putere are, cred că nu are atât de puțin. Și chiar dacă are cai putere puțini, are putere de tractare. Nu spune firar să fie decât 10 euro pe... Și ăsta cât are? 60 de cai. Oh my fucking god. Ok, hai să trim într-una din combine, în asta nimerim, în asta intrăm. Oh. Ok, deci dacă mă uit aici am frame rate de 57-60. Dacă mă uit în partea asta am 26. What? Why is that? Care-i the problem? Care-i the... Tu-și ceapa. Hai să începem și noi cum începe omul. Și o să începem de aici din capăt. O să-i dăm un autocombine, dar până la urmă hai să băngă și noi helper-ul, să vedem unde e autocombine-ul ăla pe acolo. 5 de pe tasta 5. Ok, o să funcționeze. Gardul ăsta are coliziune pe el? Nu cred, dar nici nu funcționează, cine știe ce. Adică nu contează, pardon, cine știe ce. Ia, hai că acum vedem, ia. Nu, n-are coliziune. Trebuie să recunosc că pe termen lung faptul că nu există coliziune la multe din părțile astea de gard de pe hartă e într-adevăr o chestie miștoacă. Și îi dăm un 5 hire worker and let's go. Cineva spunea că dacă apăs pe H funcționează la fel. Na, probabil. Pe stânga? Da, păi merge circular. Și acum ce faci, mă? N-are cum, că e goală. Circular.
wide, work with, auto combine on, distance skipper is on, perfect, acum on circle, turn mode reverse, slide left. Bun. E perfect deocamdată. Oricum o valo la dreapta, ador modul ăsta, deci îl laud de fiecare dată când am ocazie, fiindcă e absolut superb modul. Auto combine, nu știu, inteligent făcut, e deștept, e ce vreți voi, e mișto de tot, e mișto, mișto, mișto. Hai să luăm și cealaltă combina. Nu știu unde e Alin, credeam că vine el cu asta. O să închidem pipe-ul. Sunt murdare, știu, știu, sunt murdare. O să cumpărăm un pressure washer și spălător sub presiune. Și o să-l, și o să-l folosesc, fiindcă deja avem câțiva bănuți. Și ușor, ușor ne acomodăm și noi pe harta asta. Avem câteva utilaje pe aici, sunt cele de bază, bineînțeles, nu avem extravagantări pe acelișa, iar dacă intrăm 3, deja ne ajung la maxim toate utilajele, dar sunt destul de bine, uite, na, că am sărit la case-ul ăla care e cel mai bun, e bine, e bine. Situația pe la noi prin fermă e una destul de roz, iar nu înțeleg ce se întâmplă cu frame rate-ul ăsta și mă uit în partea asta, 329, mă uit în partea asta, 60. What the fuck? O fi din cauza... O fi din cauza apusului? Și chiar n-am idee de ce. Știți ce cred eu că e pe harta asta și... ce cred eu că afectează un pic frame rate-ul? Draw distance-ul. Cât de departe putem vedea? Fiindcă mă uit acolo în depărtare și pot vedea copacii individuali chiar. Și pot număra chiar. Și lucrul ăsta nu e tocmai bine pentru frame rate. Faptul că trebuie să încarce... jocul tot timpul chiar și la distanță, când noi nu folosim, iar chestia asta nu e de bine. Dacă nu am un hash, da, vezi, nu știu dacă funcționează hash-ul ăsta, așa că o să deschid autocombine-ul. A, ba nu, funcționează, deci într-adevăr, uite, o ia pe, deci, aha, hai că acum am și testat, deci merge într-adevăr. Fie că apeși hash-ul și angajezi lucrătorul direct, fie că eu știu, vrei să folosești meniul cum de fapt am preferat eu. Merg ambele. Noi trebuie să mergem acum la case, fiindcă bag mâna în foc că s-a umplut. Hai, boss. Nu știu ce fac cu camionul ăsta, deci chiar e, nu știu dacă mega super realistic, dar e un pic, fiindcă pornește extrem de greu. Așa, o să dau puțin helper-ul, fiindcă vreau să apăs, hai să vedem, ia 6, 7, 8, sau nu, depinde, un pad, ia, 7, 8. A, ok, deci putem deschide și celelalte, iar de pe 9 închidem astea, ușile. Wow, se deschide, se închide extrem de încet. Ok, e bine de știut. Da, cum ziceam, case-ul ăsta s-a umplut. Oh, ho, 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 ho. Deci, la vale, frânele camionului ăstuia sunt non-existente. Nu există. Hidratați-vă, că e super, super, mega cald, hidratați-vă. Merge ventilatorul ăsta al meu. Da, din păcate nu am aer condiționat în cameră, dar merge ventilatorul ăsta, cred că are 3 zile de cât merge absolut în continuu. Eu l-am luat chiar negru și mi-a plăcut foarte mult, fiindcă îl asociez așa cu împrejurimile mele de pe aici. Dar rezistă, eroicește și nici măcar nu se încălzește. Și da, chiar dacă sună ciudat pentru un ventilator să se încălzească, credeți-mă, se poate. Wow, 12, holy shit, cât de repede, am uitat că... Nu, nu faci asta. Nu faci asta, nu faci asta, nu faci asta. Oh my fucking god, serios? Boss. No. The fuck are you doing, man? Nu știu ce... A avut pipe-ul ăsta, a avut țeava deschisă și când s-o ia în față, de fapt n-a mai putut. Băi, mă lași. Hai să dăm un hash. Sper să o ia în față, dacă o ia la stânga, nebunesc. O, mai e și pe jos pe acolo o bucată de lemn. Nu te băga în ea, nu te băga în ea. Ah, hai că a putut să treacă prin ea. Merge? Da, toate sunt bune și frumos. Hai că funcționează acum. M-ați speriat pentru o secundă. I didn't like it, I didn't like it. Acum hai să mergem la asta, văd că s-a umplut. Oh, la fix s-a umplut, că oricum Le Moi Camion bloca drumul. Hai să facem și astea o poză, că ne-am mai făcut de mult, ia stai un pic. Băgăm helper-ul aici, apăsăm un lift nou, zbang! Și acum hai să golim, hai să vedeți cum golesc eu asta, că e destul de... Hai mă!
oh my fucking god, punctul de pornire astea e destul de înalt. E nervant. Uite, cam așa trebuie să golim, vedeți voi? Pipe-ul ăsta, țeava, este mai scurtă decât header-ul. Și asta o să ne prezintă nouă problemă. La fel și timpul de pornire al camionului ăsta de care eu mereu uit. Hai să mergem așa. Știi ce? Chiar ce Ali mai devreme. Eu aș putea probabil să merg cu camionul ăsta cu spatele acum, mai ales că nu mai am remorcă pe care trebuie să o controlez invers. Cred că ar merge de vină, că nu cred că ar fi nicio problemă. Aș putea să încerc totuși. Doar că avem ăsta setate. Gata? Ah, nu mai am eu. Ah, Aline, dacă vrei să vii puțin la asta. Ah, văd că pornește. Ok. Hai să vărsăm noi ce mai avem pe aici. După care o să vin înapoi să golesc. Ce mișto e de aici de la volan. Să golesc combinele. Avem și pe aici o grămadă de muncă de făcut și cred că vom folosi un drawer-ul, că e o idee destul de bună. Și cineva după aia să încarce ce-a fost asta pentru biogas, probabil. Oh, nice, îmi place de la volan. Oh, holy shit, frânele. Da, avem și frână pe bord, dacă, uite, vedeți? Toate ceasurile astea funcționează, uitați-vă și voi. Uite, ăștia, avem una, două, trei, patru ceasuri care funcționează, wow. Și cred că merg și celelalte, pe cuvânt. Cred că merge și aia de benzină. Hai mă, what happened? Che pasa? A, aici, ăsta e punctul. Deci dacă mă duc mai în față, nu mai merge. Ok. Se varsă destul de repede, adică ținând cum că avem 12, peste 12 tone, mi se pare că, uite, s-a vărsat chiar foarte, foarte repede. Bun, n-am să mai fac aceeași greșeală. O să mergem în față și o să urmăm drumul. Ia, dacă semnalizez dreapta, arată și în bord? No. Dar dacă aprind luminile... Oh, ce mișto! S-au aprins luminile în bord! Cât de tare! Bine, na, efectul ăsta e destul de ieftin. Doar o textură de asta albăstruie peste, nu e chiar una aprins. Dar oricum, e mișto că există. Wow! E mișto că există, nu multe au. Serios, nu multe au. Și la fel, cred că ceasul de la bord de la benzină funcționează de minune. Văd că nu e la maxim și, într-adevăr, nici benzina noastră nu e la maxim. Motorină, da, nu mă omorâți. Nu e la maxim, e aproape la maxim, așa că cu siguranță funcționează. Hai la case-ul ăla. Văd că e Alina acolo. Și New Holland după unde? Nu e pe aici, nu știu unde e New Holland. A, e în spate acolo de tot. Alin s-a trecut pe putere mai mare. Ok, ok, Aline, ok. Văd că al nostru ăsta stă degeaba. Perfect, acum e timpul perfect să îl golim. Da, cu siguranță o să ne trebuiască un drawer-ul pe aici, fiindcă spațiile dintre rândurile astea de paie sunt destul de... Sunt mici, na. Se putea și mai mici, ce-i drept, dar sunt mici. Merg conectate cu drawer-ul dacă merge exact fix între ele. Dacă nu merge între ele, atunci e un pic mai nașpa. Let's go, let's go. Ne mai trebuie niște remorși, probabil. Am putea să mai luăm niște remorși, ce-i drept. Pentru colectare la loading wagon, am putea să luăm și pe ăsta mare, dar încă nu avem tractor pentru ăsta mare, așa că aș putea să iau unul verde, ce-i drept. Ăsta 21 și ăsta 38. Wow, diferența între ele e imensă. 50, nice. Wow. Trebuie să facem cumva să luăm pe ăsta. Avem, hai să vă arăt ce tractor vrem să luăm. Ăsta e, îl numim tractorul lui Tano. Fiindcă el, lui îi place și el îl folosește. Stai așa să vedem dacă l-am pe aici. Nu l-am. L-am? No, nu l-am. Avem un tractor cu... credeam că l-am băgat. Fira, l-am uitat. Cu șinile și pe față și pe spate. E un monstru, e făcut pentru forestry, deci are cai mult putere. Putea să cumpărăm și un ăsta intercooler, dar are decât 180 de cai, nu o să consum banii pe el, că e practic cam inutil, o să-l luăm doar când vrem noi o schimbare așa, știi, ca să mai mergem și cu altceva. În rest, uite, mai avem zetor ăsta. Cineva zicea, nu e zetoro, bă! Nu zicea chiar așa, râdea doar, că zic eu zetoro și el de fapt e zetor. Ce contează? Who cares? Și John Deere-ul ăsta, care ăsta chiar merită? 65.000 pentru 140 de cai putere? Eu cred că merită. Nu înțeleg de ce sunt... ăsta e cu front loader și ăsta e fără. Aha, și scrie în germană. Am înțeles, deci asta era diferența între ele. Nu știu care e diferența între ele.
De ce sunt două? Că numărul de cai putere și prețul era același. Să ne mai ținem și la asta? Hai să ne mai ținem și la asta. Până una alta. Boss, tu o iei la dreapta sau? Da, hai cu ea la dreapta. Până una alta, hai să vedem puțin care e statusul pe la noi prin depozit. Avem barley, 233.000 de tone. Holy shit! Iar grâu, 33 de tone. Canola, doar 12. Și asta nu e bine, fiindcă grâu se vinde extrem de puțin și la fel și barley-ul. Mai avem și din celelalte câteva, dar nu cine știe ce. Poate o să mai punem și noi după aia, plantăm și altceva. Nu știu cum e la... Deci puii și găinile sunt foarte extrem de ciudate, fiindcă avem 3 găini, da? Și avem productivitate de 105% în măsura în care noi nu le-am dat grâu să mănânce. Dacă voi puteți să-mi explicați mie cum funcționează chestia asta, m-ar ajuta extrem de mult. Adică, what the fuck, știi? Rație mixtă la vaci nu ne trebuie, fiindcă avem vaci fix 0. Și la pigs, uite, unul s-a făcut mare, îl putem lua cu remorca, dar vreau amintesc că mai avem 4 remorca, putem să-i vindem. Și mai avem 7 micuți. La fel și la... viței. Mai avem din 10 viței, 3 s-au făcut pentru tăiat și ne-au mai rămas 7. Productivitate 5%, nu știu ce înseamnă asta. Productivitate, I don't fucking know. Cred că cu cât productivitate mai mare, cu atât timpul de creștere al animalului e mai mic, nu? Normal că asta ar trebui să însemne. Cred. Ceva. Firar. M-au debusat la frânele astea. Ăsta chiar are frâne de... Deci cum se vede că arată? Exact așa sunt frânele. A? Exact frâne de astea are. Se potrivește perfect. Se potrivește perfect cu el. A început să se murdărească și ăsta oricum că... are câteva drumuri la activ pe aici. E bine că oricum e washable. Îl putem spăla. Mă uitam acum la oglinzile astea și sunt chiar mișto făcute. Wow! Îmi place. Nu înțeleg ce cu antenele astea plutitoare, pe cuvânt. Antenele astea plutitoare sunt cam ciudate, dar în fine. Ia. New Holland ăsta ce face? Cred că va trebui să-l punem pe cursul corect. Nu știu dacă o să-l ia ea. O să fiu atent și... Wow, surprinzător. Surprinză fucking tor. Deci uimitor cât de bine e făcut modul ăsta cu autocombine. Credeți-mă, deci nu-l pot lăuda de ajuns. E prea mișto. Da. E prea mișto. Hai să vedem ce face Alin, dacă putem să... Bine, dacă reușești să pornească și mie camionul ăsta, ar fi absolut superb. Absolut superb. Hai să vedem ce face Alin. Îl claxonăm un pic, poate vă sperie via. Văd că i s-au împus și lui combina. Și e plin? Serios? What? E plin, Alin? A, nu e plin, nu. Cred că vine pe cealaltă parte. A, mi s-a părut, nu știu, mi s-a părut că combina era plină, ok? A, se duce și o așteaptă unde crede el că... O să vină plină. Ha! Hai să o golim pe aici să-i stricăm planul. Ar fi chiar rău din partea noastră. Dar Calin cred că mănâncă niște slana acum, stă acolo, la aer condiționat. Uite aici claxon de bărbat, uite claxon. El e acolo modernizat, GPS, aer condiționat, chestii, treburi, alea. Mie de-abia îmi pornește raba asta. Da, mie întotdeauna mi-a plăcut în jocul ăsta astea mai clasice, așa un pic mai vechiuse, cu rugină, cu chestii, cu treburi, că parcă sunt puțin mai realiste așa, știi? Deci să știți că în ultimul timp am văzut, în realitate mă refer acum, utilaje pe la, în ghilimele, țărani, că de fapt nu prea mai sunt țărani care lucrează câmpurile, ci sunt firme și întreprinderi, numai utilaje noi, numai utilaje mișto de astea de high-end, știi? Scumpe, New Holland-uri la greu, de-astea galbene ce vedeți voi în față, sprayer-uri de-alea mari, deci, și spreader-uri am văzut. E uimitor cât de mult s-a modernizat lumea și câți bani se scoate din agricultura, așa, practic, una din cele mai bonoase activități, bineînțeles, dar trebuie să ai acolo buget mare de început, știi? Și trebuie să te chinui la început până dai de toate astea. Opa, văd că s-a umplut, hai să o băgăm cu spatele, că nu sunt încă atrag cum trebuie. Jadong și în spate. Nu! Și am reușit să o lovesc. Nu s-a obișnuit cu frânele astea. Mai ales cred că când mă voi duce acum la vale ca să
vărs toată încărcătura și suntem la 96%, ne încărcăm, da, 100%, hai să mergem. Frânele, dacă le pun în timp ce eu cobor, cu siguranță nu vor funcționa, deci bag mâna în foc. Ia. Yeah. De seama, trebuie să încercăm să devărsăm ce avem aici și pe partea cealaltă. Bun, deci am 50%, o să bag viteză maximă, care, apropo, ăsta merge cu 70-80. Ia uite, știu, 80, 90 de kilometri. Și acum pun frână. 3, 2, 1, frână. Tot mă duc. Tot mă duc. Ui, eu sunt în frână acum, eu am pus frână acum. Tot frână pun. Wow! Holy shit! Wow! Deci, practic, frânele nu funcționează. Mai... Bine, că și încărcat e și la vale, dar totuși trebuia să funcționeze un pic mai bine, chiar și pentru un astfel de camion. Dar hei, are personalitate, cred eu. Ia și acum frână. M-am dus prea mult, mai ales când e încărcat, holy shit, te duci de n-ai văzut. Dăm un Q? Da, hai că a mers. Se umple acum? Pac! Da! Stai așa, dăm în sus. Da, avem uit 46. Acum avem 48. Perfect, bun, asta a fost tot pentru azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like. Este imens apreciat și ne vedem în episodul următor. Salut!